faptele tale. Știu că nu ești nici rece, nici în clocot. Măcar dacă ai fi rece sau în clocot. Dar pentru că ești căldicel, nu ești nici rece și nici în clocot, am să te vărzi din gura mea. Pentru că mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii așadar plin de râvnădar și pocăiește te Acesta este textul prin care Dumnezeirea ne readuce astăzi cumva cu picioarele pe pământ. Pe noi, aceia care ne credem pocăiți, de mult. Redirecționându-ne totodată atenția către propriul comportament către propria credință pe care o manifestăm în această lume și care, dacă sunt privite atent, nu par să mai suprapune în tocmai cu mentalitatea pe care o practica și pe care o vrea practicată în viața noastră Creatorul. În fapt, analizat cu diligență și cu dorința de a înțelege tot ce a vrut Dumnezeirea să ne spună, acest text scris aproape acum 2000 de ani va scoate în evidență nu doar drama majoră a creștinismului nostru de zi cu zi, ci mai ales problematica majoră de etică și de morală pe care omul, privit ca individ în acest sistem degradat spiritual, a ajuns să o aibă în raport cu Creatorul Său. Alegând așadar să nu ne mai ascundem după cireș, ci să privim în față cruda realitate care ne înconjoară vom înțelege că toată această harababură a ideilor pseudo-spirituale care pigmentează astăzi precum sarea și piperul creștinismul actual a apărut ca rezultat a încercării disperate a omului de a avea o relație cu Dumnezeu, dar impunându-și totodată propriile reguli, fără nicio dorință reală de a abandona starea de păcat și corupție prin care își astâmpără zilnic acea sete de netrecut, sete după plăcerile efemere ale vieții. Omenirea se confruntă așadar cu o criză majoră de identitate, de moralitate sau de etică. O stare, de fapt, în care cu toții am pus valoarea prosperității materiale cu mult deasupra celei spirituale. O cultură de ochiată, așadar, în care creștinismul acesta postmodern încearcă cu disperare să-și legalizeze biblic trăirile păcătoase să-și ascunde dorințele otrăvite care l-au golit încet, dar sigur, de esența și de valoarea sa inițială și să le ascundă chiar sub autoritatea biblică. Dacă în ceea ce te privește vrei să fii însă un credincios real, tu ascultă astăzi vocea lui Dumnezeu care ne sfătuiește și ne aduce aminte că dragostea specifică a lui Dumnezeu să tocmai în faptul că El cu diligență și cu răbdare ne cheamă spre pocăință. Fă-o în trei pași simpli dedicându-te din nou lui Dumnezeu și anume, pune-i-te la dispoziție în integralitate fără să mai păstrezi pentru tine nici cea mai mică părticică. Apoi adoptă caracterul său pentru că astfel goliciunea ta, goliciunea spirituală pe care ți-a dus-o păcatul în viață să fie acoperită de el. Și nu în ultimul rând, fă din cuvântul lui Dumnezeu ghidul vieții tale căci Biblia este singura resursă prin care noi vom putea vedea imaginea clară și reală, atât a propriei vieți pe care o trăim, cât și a perspectivei cerului care ne așteaptă. Pentru a te desprinde însă de păcat și a intra în noua lume plină de restricții a sfințeniei, va fi poate cea mai dificilă și grea lucrare pe care o vei face în această viață. Dar să știi că satisfacția și fericirea pe care le vei găsi mai apoi te vor convinge că s-a meritat să lupți din plin pentru Dumnezeu. Învață așa, dar astăzi arta aceea uitată a înțelepciunii. Și anume, să-ți alegi să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima și astfel nu vei mai fi doar căldicel sau rece, ci vei fierbe pentru dragostea Dumnezeului tău. Fiți binecuvântați!